Domnule Popescu, obiectiv îndeplinit, punct obținut la Botoșani și Farul este în play-off, acolo unde este locul. Da, ne bucurăm mult de această nouă performanță, accederea în play-off. A fost un meci foarte greu, așa cum ne așteptam, pentru că Botoșani era în criză mare de puncte. A fost un punct muncit, un punct pe care ne-a fost de ajuns pentru accederea în play-off. Sperăm ca, făcând parte dintre cele mai bune 6 echipe din Liga 1, în play-off să arătăm diferit, să recuperăm jucătorii pe care noi am putut avea la dispoziție în această ultimă perioadă, pentru că aceasta a fost una dintre marile noastre probleme, că la fiecare meci nu am putut să aliniem 11 pe care Gica l-ar fi dorit. O partidă de mare luptă la Botoșani, am rezistat și cu un om mai puțin, băieții au dat dovadă de caracter și au rezistat presiunii. În fotbal de multe ori este nevoie să lupți, este nevoie să suferi pentru a face performanță, pentru a aduna puncte. Așa s-a întâmplat în seara aceasta, a trebuit să muncim foarte mult, am rămas și în 10 oameni prin eliminarea lui Narek. Important este că ne-am luat puncte necesare pentru a fi în play-off. În play-off acolo va fi orice posibil, deoarece în confruntările cu echipele puternice băieții noștri au arătat bine. Da, și întotdeauna cu echipele bune am jucat bine. Este important să recuperăm jucătorii pe care noi am putut avea la dispoziție în aceste ultime meciuri și să arătăm din ce în ce mai bine meciurile din play-off.